Handball Club Zalău continuă lupta pentru menținerea în primele 8 echipe din Liga Națională. Duminică, de la ora 17, elevele lui Gheorghe Tadici se vor deplasa la Sebeș pentru duelul cu CS Măgura Cisnădie, formație al cărei teren se află în stare de suspendare. Liga Națională Feminină de Handball programează la finalul acestei săptămâni jocurile etapei cu numărul 20. Printre cele 7 partide programate, din care una s-a disputat în devansul etapei, se numără și duelul celor două formații aflate cu teren în stare de suspendare, mai exact cel dintre CS Măgura Cisnădie și HC Zalău. Dacă gruparea din Cisnădie nu are drept de a evolua pe teren propriu, de cealaltă parte, echipa sălăjană nu are drept de a juca cu suporteri meciurile de pe teren propriu, cel puțin până după judecarea apelului înaintat de managerul Gheorghe Tadici. Altfel spus, duminică de la ora 17 este programat duelul echipelor pedepsite de Comisia de Disciplină. Potrivit site-ului oficial al Federației Române de Handbal, duelul dintre CS Măgura Cisnădie și HC Zalău se va disputa la Sebeș și va fi arbitrat de cuplul internațional de arbitri format din Bogdan Ștarc și Romeo Ștefan. În partida tur, disputată la Zalău pe 26 septembrie, s-au impus sălăjencele cu 32-25, iar înaintea partidei de mâine, HC Zalău ocupă locul 8 cu 26 de puncte, în timp ce echipa din Cisnădie se află pe poziția a 12-a cu 13 puncte.